marcat. Deci astăzi are loc susținerea de organe informatică, doamne, Tatiana Pașa, algoritme în disfuncționare publică în linia de transport, Agenția Națională pentru cum se cheamă pentru calitățile de educație și cercetare, a aprobat nu știu, pentru susține în componență următoare. Doamna profesor Valentina Navaraș, profesor universitar, membru al Consiliului, profesor de la Universitatea Arad, un specialist foarte cunoscut în lumea noastră, care până și în ultimul moment a fost în foarte bune relații cu ilustru profesor care Claude Fizade, care de multe ori a vizitat la invitația lumii și la Arad, unde ei a fost. Următorul membru al Consiliului este profesorul Ilie Costaș, de la Universitatea, de la Academie de Studii Economice din Chișinău, din nou cunoscut specialist în domeniu. Profesorul Gheorghe Cățână, e de acasă, de la Universitate, ceva se întâmplă. Specialist cunoscut profesor la Universitatea de Stat din Amoplării, profesorul Simon Mamut, din nou, doctor conferențar universitar, doctorul științe fizico-matematice, colegul nostru, coleg care lucrează foarte intens în domeniu, conferențarul Bartolomeu Izvoreanu, de la Universitatea Tehnică, doctorul științe tehnice și secretarul doamna Marina Maria și bine s-a acreditat postul de președinte a Consiliului. Deci o să fiți nevoiți să mă ascultați în timp, ca moderator. Deci, clienți oficiali, iar de nou sunt cunoscuți Politehnica, Universitatea Tehnică din Moldova, e foarte prezentă. Domnul profesor universitar Emilian Buțuleac și domnul profesor universitar Vasile Moraru sunt referențe oficiale la această teză. În atenția noastră, în atenția dumneavoastră, stimați membri ai Consiliului, se înaintează doamna Tatiana Pașa, pretendentă la titlul științific de doctor în informatică, care are o activitate suficientă cunoscută în cadrul Universității de Stat. Deci, cu rezultatele informatoare, dar eu cred că aceste rezultate le va prezenta mai bine doamna secretară, doamna Maria Maia. Acum, îmi rămâne să prezint conducătorii științifici, asta e domnul profesor Valeriu Uran și domnul profesor Miloș Valentin Palane, care e în regim online cu noi. Deci, în regim online, eu vă văd de doamna Valentina Balaș și îmi pare bine să văd doamna Galina Rusu. Bună ziua! Mă bucur să vă prezentez împreună cu noi. Așa. Doamna Marit, vă rog să prezentați textul unor reviste, altele care a reprezentat doamna pretendent la tine. Vă rog. Vă mulțumesc. Așa. Vă seamă, doamnă, așa dacă am apărut în Consiliul Județean Specializat în data 28 octombrie, în care sunt incluse toate actele necesare prevăzute de către regulamentul în vigoare, inclusiv CV-ul dumneiei, din care aș vrea să dau citiri următoarelor. Deci, doamna Pașa este născută în 1976, în perioada anilor 92-96 a studiat în cadrul Colegiului Republican de Microelectronică,
și tehnică de calcul Chișinău. În anul, în perioada anilor 1995-2000, dumneavoastră ei studiază la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică și Informatică. Absolvind această instituție, a obținut diploma de licențiat în matematică. Studiile de masterat le obține la Universitatea de Stat din Moldova și de asemenea realizează studii în masterat la Facultatea de Științe Economice. În anul 2018 a fost înmatriculată la studiile de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică și Informatică, specialitatea 112-03, cibernetică matematică și cercetări operaționale. În anul 1999 își începe activitatea profesională în calitate de lector universitar la Universitatea de Stat, Facultatea Matematică și Informatică, Catedra Tehnologii de Programare, astăzi Departamentul de Informatică, unde activează până în prezent. De asemenea, este de menționat că activează și în cadrul afilierilor, precum Centrul Wolfram în Moldova și în cadrul Laboratorului de Cercetări Științifice, Inteligența Artificială și Realitate Virtuală și Augmentată. Pe parcursul anilor de activitate și formare profesională, doamna Pașa a participat cu comunicări la un șir de conferințe internaționale și naționale, 18 la număr, ca de exemplu, conferința 21 a Societății de Probabilități și Statistică din România, în București 2018, CAIM 2018, MIFE 2019. Doamna Pașa întrunește și cerințele regulamentului în vigoare referitor la publicațiile științifice. Lista lucrărilor științifice ale dumneaei conțin 4 articole publicate în revistele științifice din străinătate, recunoscute, dintre care Scientific Informativ Review și două în Romanian Journal, plus aceasta, 5 articole în reviste științifice din Registrul Național al Revistelor de Profil, dintre care două articole în Computer Science Journal of Moldova, deci revistă de categorie A, și în revista Studia Universitas de Sfântarea, deci revistă de categorie B, precum și în seria științei exacte de categorie C. Teza de doctor în informatică a doamnei Pașa a fost examinată și protocolizată în cadrul ședinței Departamentului de Informatică a Universității de Stat, procesul verbal numărul 9 din 14 aprilie 2021, în baza căruia s-a luat următoarea decizie. De a recomanda teza de doctor în informatică, algoritm de soluționare a problemelor neliniare de transport, la specialitatea 122.03 modelare, metode matematice, produse program, pentru examinare în ședința seminarului științific specializat din cadrul Universității de Stat. De asemenea, a fost expertizată și în cadrul seminarului, la data de 14 aprilie 2021. Hotărârea aceasta se regăsește în dosar, este anexată. Toate actele, teza și autoreferatul, decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare Calității în Educație și Cercetare numărul 3 din 4 octombrie 2021 cu referire la Consiliul Științific Specializat pentru Organizarea și Desfășurarea Susținerii Publice a Tezii de Doctor. De asemenea, regăsim în dosar hotărârea seminarului științific de profil, la care sunt anexate copiile listei de prezență a membrilor seminarului, formularul evaluării tezii de către seminarul științific de profil, lista lucrărilor științifice publicate la tema tezii, suplimentul cu publicațiile la tema tezii de doctor, avizul pozitiv
respectiv al ședinții Departamentului de Informatică al Universității de Stat, avizele conducătorilor științifici, nota informativă, precum și răspuns la nota informativă parvenită de la ANACIEF, adeverința de depunere a tezei de doctor în Fondul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferatele la timp, vreau să menționez, și corespund actelor normative ale ANACIEF-ului. Deci, am asta. Deci, vă mulțumesc. Dacă avem întrebări. Vă rog, dacă sunt întrebări. Nu sunt. Tot am povestit. Așa că, acum, doamna pretendent, doamna Tamara, să fie la mult așa, că aveți 20 de minute să vă expuneți rezultatele. Pentru asta trebuie să vă stați prezentarea. Vreau toată întrebarea. Selectarea cromozomilor care sunt transferați în următoarea populație,
susținerea cromozomilor urmași, mutația unei gene a cromozomilor urmași pe rată dată epsilon și verificarea condiției de opire. În cadrul tezei, la elaborarea algoritmelor genetici, voi ține cont de următoarele aspecte în ceea ce privește crearea unei populații pentru algoritmul respectiv. În fiecare din acele. Misiunea populației și lungimea cromozomilor este constantă. Fiecare populație PI plus 1 conține cromozom părinți selectați din populația PI și cromozomilor urmași. Codificarea problemelor astfel încât la decodificare să fie obținute întotdeauna funcții admisibile, ambilor cromozom părinți le se aplică o creditură aleatorie. Aleatoriu este aplicată o modificare a unei gene a cromozomilor urmași numită mutație. Prima problemă formulată și soluționată este următoare. Se consideră problema nelineară de transport pe rețea, descrisă de graficul conexa ciclului C cu M vârful și M arce. Pe mulțimea de vârfuri este definită funcția de producere și consum Q. Pe mulțimea de arce sunt definite funcțiile lineare concavele descrescătoare de cost fie XE. Se cere determinarea unui flux extelat, astfel încât va minimiza funcția de cost X, respectând restricțiile de existență a fluxului în rețea. Pentru soluționarea acestei probleme, este elaborat algoritmul ALI-1, care pornește de la o soluție inițială admisibilă și permite obținerea unei soluții pseudo-optime prin reducerea succesivă a problemei nelineare de transport la o problemă lineară. Aceeași schemă este utilizată și în cazul algoritmului ALE2, doar că în acest caz, algoritmul pornește de la câteva soluții inițiale admisibile. Pentru soluționarea problemei lineare de transport, descrise direcțiile cu o sursă și o destinație, este elaborat algoritmul genetic AG1. În acest caz, fiecare element al populației este descris de o mulțime din N numere care descriu numărul de arce prin care va trece flux pentru fiecare vârf a rețelei. Este descris operatorul de încrucișare și mutație, astfel încât ori de câte ori acești operatori vor fi aplicați asupra populației, întotdeauna la decodificarea populației respective se obține o mulțime admisibilă de soluții a problemei date. Condiția de oprire este următoarea, ceea ce înseamnă că diferența dintre valoarea funcției obiectivă în soluția asociată cromozomului și mai bune caracteristici din populația PI și valoarea funcției obiectivă în soluția asociată cromozomului și mai bune caracteristici din populația PI minus 1 este mai mică a unui rezultat. Acest algoritm permite obținerea unei soluții după un număr finit de pași, faptul că valoarea funcției obiectiv totală descrește la o operație la alta ne sugerează că algoritmul este convergent și permite, în timp rezonabil, în jur de 2 minute, să fie soluționată o problemă cu 3600 de necunoscute. În continuare, este propus un algoritm genetic AG2, care a fost elaborat în cadrul tezei pentru soluționarea problemelor nelineare de transport pe rețele cu o sursă și o destinație, dar când sunt impuse restricții ca fluxul să treacă prin toate arcele rețelei. Aici se intervine o modificare în ceea ce privește structura elementelor populației. Este descris la fel operatorul de încrucișare și mutație, astfel încât să garantăm ca ori de câte ori să aplica la verificare populația descrisă la pasul 1 să obțină o mulțime de soluții admisibile. Condiția de oprire este aceeași. Se observă că o soluție se obține după îndeplinirea unui număr finit de pași, funcția obiectiv totală descrește de la alterație la alta și o soluție pseudo-optimă se obține în timp rezonabil, în jur de 2 minute, pentru probleme cu 3600 de necunoscute. Pentru soluționarea problemei lineare de transport pe rețea descrisă de o sursă și câteva destinații,
În acest caz, fiecare element al populației este descris de un arbore de acoperire cu rădăcina în sursă. Descrierea corectă a operatorului de înfricișare a cromozomilor și mutație permite ori câte ori se vor aplica să se obțină la decodificarea populației o mulțime admisibilă a problemei. Algoritmul se oprește după un număr finit de pași. Din teste se vede că algoritmul iese cu succes din blocaje în optime locale. Valoarea funcției obiectiv descrește de la o iterație la alta, fapt care ne sugerează că este un algoritm convergent și permite obținerea unei soluții pseudo-optime în jur de jumătate de minut pentru probleme de 4.000 de necunoscute, în jur de 4.000 de necunoscute. În acest caz, fiecare element al populației are o structură mai complexă, constă din trei secțiuni. Prima secțiune este o mulțime din N arbori de acoperire, fiecare cu rădăcina în una din sursele rețelei. A doua secțiune descrie o permutare al surselor, ce descrie de fapt deservirea surselor, și a treia secțiune deservirea, ordine de servire a destinațiilor. Sunt descrie și operatorii de înfrucișare și mutație, astfel încât să garantăm ca la decodificarea populației să se obțină întotdeauna o mulțime de soluții admisibile. Algoritmul se oprește după un număr finit de pași. În urma testelor se observă că algoritmul iese cu succes din blocaje în optime locale. Valoarea funcției obiectiv totală descrește de la operație la alta, fapt ce ne sugerează că algoritmul este convergent și permite obținerea unei soluții optime în timp rezonabil, pseudo-optime în timp rezonabil, în jur de 26 de minute pentru probleme de 17.450 de necunoscute. Este problema lineară de transport cu 4 indici, descrise de surse, destinații, tipul de produse și tipul de transport, care constă în determinarea unui flux X de la ce minimizează funcția de cost R de X și respectă următorul sistem, de fapt, care descrie existența fluxului în rețea. Problema constă în transportarea tuturor tipurilor de produse aflate în surse pentru a aproziona toate destinațiile utilizând toate tipurile de transport. Pentru soluționarea acestei probleme este elaborat și implementat algoritmul AMI1, care pornește la o soluție inițială a problemei și permite obținerea unei soluții pseudo-optime prin reducerea succesivă a problemei lineare de transport la o problemă lineară. Soluționarea aceleiași probleme este posibilă și cu ajutorul algoritmului elaborat în cadrul tezei AMG1. În acest caz, fiecare element al populației este scris de trei secțiuni. Prima este o permutare a acelor, a doua este o permutare ce scrie ordine de servire a produselor și a treia secțiune este o permutare ce descrie ordine de servire a transporturilor utilizate. Descrierea corectă a încrucișării și a mutației permite ori de câte ori se vor aplica asupra unei astfel de populații să obținem la decodificare o mulțime de soluții admisibile a problemei. Condiția de oprire este executarea unui număr finit de pași. În baza testelor se observă că algoritmul iese cu succes din blocaje în optime locale. Valoarea funcției obiectiv descrește de la o iterație la alta, fapt care ne sugerează că algoritmul este convergent și permite obținerea unei soluții pseudo-optime în timp rezonabil, în jur de 10 minute, pentru probleme cu 10.000 de necunoscute. O ultimă problemă soluționată în cadrul tezei este problema lineară de transport pe rețea cu 5 indici descrise de surse, destinații, tipuri de produse, tipuri de transport și locuri intermediare. Pentru descrierea modelului matematic, dar și pentru descrierea
descrierea algoritmilor elaborați, această problemă a fost redusă și descrisă ca o problemă linear de transport pe rețea cu trei linii și descrisă de arce, producție și transporturi. Deci se cere de determinat un flux X stelat, care minimizează funcția de cost F de X și respectă condițiile din sistemul 6, care descrie existența fluxului în rețea. Problema, de fapt, constă în transportarea tuturor tipurilor de produse existente în surse prin intermediul punctelor intermediare, astfel încât să fie aprovizionate toate destinațiile, utilizând toate tipurile de produse accesibile. Pentru soluționarea acestei probleme, este elaborat algoritmul AME1, care pornește de la o soluție inițială admisibilă și permite obținerea unei soluții pseudo-optime prin reducerea succesivă a problemei neliniare de transport la o problemă lineară. Algoritmul genetic AMG2 permite soluționarea aceleași probleme. În acest caz, fiecare element al populației este descris de o structură mai complexă, din 5 secțiuni fiecare element. Prima este o mulțime din N arbori de acoperire, fiecare cu rădăcina numai din surse. A doua secțiune este o permutare, deci descrie ordinea de servire a surselor. A doua secțiune, o permutare și descrie ordinea de servire a destinațiilor. A treia este o permutare și descrie ordinea de servire a produselor. Și a cincea este o permutare și descrie ordinea de servire a transporturilor accesibile în rețea. În cadrul algoritmului sunt descriși operatorii de încrucișare și mutații, astfel încât să garantăm ori de câte ori se vor aplica asupra acestei populații, la decodificare să se obțină o mulțime de soluții admisibile a problemei. Algoritmul se oprește după executarea a unui număr finit de iterații. În urma TSO se observă că algoritmul permite ieșirea cu succes din blocaje în optime locale, valoarea funcției obiectiv totală descrește de la iterație la alta, iar o soluție pseudo-optimă se obține în timp rezonabil, în jur de 6 minute, pentru probleme cu 34.500 de necunoscute. Vreau să menționez faptul că pentru fiecare din algoritmii elaborați și descriși în lucrare, sunt formulate și demonstrate teoremele ce țin de convergența către o soluție pseudo-optimă, teorema ce ține de volumul de memorie necesar pentru implementarea fiecăruia din algoritm și teorema ce se referă la complexitatea polinomială a unei iterații a algoritmului. Fiecare dintre algoritmii elaborați sunt descriși și descris în lucrare, a fost implementat și testat în norma matematică, accesibil pe github.com, Tatiana Pașa, genetic algoritm. Concluziile generale asupra tezei, asupra rezultatelor tezei sunt următoarele și toate rezultatele obținute au fost discutate în cadrul conferințelor științifice internaționale din Republica Moldova și România. La fel au fost publicate în știri de reviste de specialitate din țară și de peste hotare și analele conferințelor. Mă refer iarăși la Moldova și Republica Moldova și România. Vreau să menționez că este și un brevet de invenții. Am primit un certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și a dreptului de conexie. Mă rog, profesorul Militar Cuțuleac Emilian. Spuneți, vă rog, se poate oare de adaptat raportarea dumneavoastră și algoritmii în contextul, luând în considerare, deci, certitudinile probabilistice și despre aspectele faze. De asemenea, în continuare,
aspectele temporale, adică să transmitem produsul respectiv la timp respectiv, specificat de către beneficiar, altfel de penalități. Dacă să ne referim la ce se ține de timp, aceasta este o lucrare de viitor, așa parametrii aici nu au fost, dar mă rog, se poate adapta prin adăugarea unor restricții, poate fi implementat, dar este un lucru de viitor. Adică e o altă problemă, da, nu a fost studiat, într-adevăr. Ceea ce ține de fazii, da, ea, în principiu, aici ar putea fi, tot nu a fost funcționată, poate fi adaptată, dar aici, cred că foarte bine ar putea fi implementat machine learning, ceea ce este acum așa foarte modernă, dar și îl învățăm și cazurile acestea de incertitudine le soluționează mașinilor mele. Prima concluzie aici, foarte încurajătoare, așa, când v-ați calculat timpul ăsta, că de 600 de ori, de 9 milioane de ori, adică prin calcul, folosirea algoritmelor, de așa o accelerare. Sau real ați primit cumva, ați modelat, ați simulat, cum ați primit datele astea? În testele... Eu când am văzut așa date. Au fost modelate algoritmii. Nu, algoritmii da. Am de timp. Dumneavoastră ați evaluat timpul. Am evaluat în baza testelor care le-am modelat niște situații și am... A generat probleme. Da, și am comparat diferite dimensiuni, am comandat. Foarte, foarte frumoasă, da. Vă rog că, da, doamnă. Profesorul Vizvărean. Profesorul Vizvărean. Dumneavoastră vorbesc pe optimizare și prima întrebare este așa. Care sunt criteriile de optimizare? Și doi, dacă faceți optimizare, aveți criterii locale, optimale. Deci poate fi cazul când nu o să găsiți, deci optimizezi. Din care au fost elaborați algoritmi genetici, ei nu permit determinarea optimului global garantat. Da? El tinde foarte mult către optimul global, dar nu putem garanta acest lucru. Algoritmii care i-am descris și am spus că ei se opresc după un număr finit de pași. Avem timp, înseamnă că le permitem să lucreze mai multe iterații, mai mulți pași, cât mai multe iterații vor executa, dacă eu am înțeles corect întrebarea, cu atât mai aproape vom fi de cel optim. Dumneavoastră dați bravo, dați epsilonul ăsta, că dacă s-au apropiat. Da, cât mai o parte din algoritmii au realizat, da, cu epsilon, o parte, da, cu numărul de pași. Depinde. Cu anisența de optimizare în timp. Despre timp, aici, anume de timp, da, nu am prevăzut. Nu, optimizare e în timp. Cât mai mult timp avem, cu atât mai bun rezultat obține. Vă rog, încă aleg să încheiez și de fapt fraza a fost, am auzit fraza asta, că pentru soluționarea problemelor de transport sunt niște dificultăți, cum ar fi necunoașterea gradientului sau hesianului, ceva de tipul ăsta. Nu sunt necesar. Da, bine, da. Dar eu vreau să continui dumneavoastră, că ați spus pe prim plan algoritmii genetici. Și eu aș vrea așa, deci așa ați expus cum se realizează și întrebarea mea ar fi, dar totuși în domeniul în care ați aplicat algoritmii ăștia genetici, nu există niciun fel de neajuns algoritmilor ăștia, că așa poate a sunat, că deci, este un fel de posibilitate deci, totală de rezolvare a problemelor.
ne referim totuși la funcții convexe, funcții mai complexe și la, și în special la probleme de dimensiuni mari, acolo deja pentru ca să obțin o soluție va trebui să aștept nu doar câteva minute, despre ce și am vorbit acum, dar zile, adică asta durează timp. Alegii genetici vin cu soluția de a obține soluție aproape de optimul global în timp rezonabil, îmbunătățind foarte bine anumit timp de obținere a soluției. Hai să ne întrebăm. Vă rog, acolo este mânuță, trebuie de sau cum? Conectați și întrebați. Aia ați și voce. Sunt întrebări? Nu. Am și eu o întrebare, doamne. Vreau să vă rog, dar afară de convergența algoritmilor, o stabiliți și numai experimental. Vedeți, adică la fiecare pas se micșunează funcția obiectului. N-ați încercat nimic analitic să găsesc? Am aprobat la sfârșitul am făcut aici o mențiune, da? Prin care atrag atenția că totuși pentru fiecare algoritm am fost elaborați, pentru fiecare algoritm elaborat și scris, a fost demonstrate teoremele de convergență către un pseudo-optim. Adică a fost și demonstrat. Eu special am întrebat, pentru că dumneavoastră tot timpul insistați că în urmă, în fiecare interacție se micșorează un obiectiv. Da, am demonstrat și experimental. Dar n-ați mai multe. E soluție, este și soluție. Da, mă scuzați. Adică, da. Am înțeles, mă scuzați. Eu am vrut să fie că ați un rezultat bun, teoretic. Da, da, da. Adică sunt, pentru fiecare din algoritmi, da. Sunt trei teoreme. Una se referă la convergență, una se referă la volumul de memorie necesar și una se referă la complexitatea unei interacții. Eu mă înțeles, pur și simplu, am vrut special să -ți arăt că dumneavoastră ați avut și rezultate teoretice. Da, nu le-am menționat. Mulțumesc. Așa, mulțumesc. Dar eu, de întrebare, mi-am pierdut cuvântul experimental. Și am conjurat un pic, nu uite corect am formulat întrebarea. Așa. Și am răsumit dacă ați obținut experimental așa, dar răspuns la toate acestea. E bine, am primit răspuns. Dacă au apărut și au fost obiecții în procesul seminarilor și de la aceea. Da, deci, după cum am menționat, pieza a fost expertizată atât în ședința departamentului de informatică, care are la dat un aviz pozitiv, respectiv și în seminarul științific. Obiecțiile parvenite au fost efectuate, deci referitor la nota informativă primită de la deci, parvenite de la ANACIE, deci avem 6 recomandări și obiecții. Deci, prima, a redacta anotarea conform cerințelor ghidului de redactare a tezei de doctor, a revizui obiectivele cercetării, a include în anotare rezultatele obținute, care contribuie la soluționarea problemei științifice, implementarea rezultatelor științifice. 2. A indica căzău în foaie de tipu, a revedea tabelele, a indica în tabelele de liste bibliografice din care au fost preluate sau a indica dacă sunt rezultate ale propunerilor, ale propriilor studii, sunt specificate care tabele anume, a revedea figurile, a indica referințele bibliografice în care au fost preluate sau indicate dacă sunt elaborate de către autor. 5. A revizui concluziile generale,
a prezenta structurat rezultatele obținute, evidențiind măsura în care au fost atinsele obiectivele cercetării, a descrie contribuțiile personale cu indicarea numărului capitolului și numărului paragrafului unde au fost dezvoltate, 6. A prezenta bibliografia conform standardului specificat, a alege modul de citare astfel încât să indice în mod concret sursa de informare. Deci avem și răspunsul la această notă informativă prin care autoarea cu conducătorii științifici au redactat și au revizuit respectivele propuneri. Nu vă auzi în microfon. Microfon, da. Nu, microfon. Rămâi ce dacă vă fi conectat. Da, vă auziți. Microfonul deschis. Eu vreau să întreb pe Tatiana, ce cercetare în Ioana a învățat-o cel mai mult în această cercetare? Ce cercetare va anterioară, va influența? Orice cercetare se face în bază, întâi se găsește că e cineva a funcționat așa. De fapt, nu a fost... Să vorbim despre asta mai târziu. Deci, un aviz
Vasie. Deci un alt aviz parvine de la doamna doctor conferențiar universitar, doamna Selciu Eleonora, care de asemenea evidențiază că rezumatul este conform cerințelor regulamentului și își exprimă convingerea că teza de doctor deci întrunește toate cerințele față de o teză de doctor în informatică. De asemenea, doamna nu are obiecții asupra referatului, ci nici sugestii. Referitor la răspunsul la notă informativ, eu am avut în vedere, am făcut toate corecturile care mi s-au cerut, tot ceea ce mi-a recomandat Ana Cercul, doar au îmbunătățit lucrarea, aceea am îndeplinit și... Vă mulțumesc! Bun, atunci... Am înțeles? Așa, acum eu vă rog conducătorii științifici să îi spună timpul. Cine începe? Determinați dumneavoastră, sunteți voi. Stimate domnul profesor Balaș, stimate domnule profesor Balane, onorată asistență, dragi profesori, stimate Tatiana, dragă Tatiana, deci sunt la un moment foarte emoționant pentru mine. În anul acesta, anul am început cu aceea că am devenit bunel. Una din fii m-a făcut bunic de fetiță. Spre sfârșit de an, al doilea fiu m-a făcut bunic de băiețel. Și acum, iată, sunt pe care să devin și tată. De fapt, mare, asta glumit, dar chiar am emoții, fiindcă într-adevăr e ceva emoționant. Tatiana a făcut doctoratul cu mulți ani în urmă, vreo 20, dacă nu greșesc, și mulțumesc profesorului Arnaut că el a fost cu inițiativa să începem o colaborare în același domeniu când activa Tatiana. Ce pot să spun? Știu că nu trebuie să spun referitor la rezultate, dar doar la modul cum a lucrat Tatiana. Începutul a fost greu, fiindcă știți că suferi odată o decepție, pe urmă e foarte greu din nou să intri în val așa emoțional pozitiv. Ea încet, încet a perseverat în domeniul ăsta și m-a impresionat prin tăria ei de caracter, prin forța de muncă, în special la început când i-am pus sarcina să studieze literatura. Nu a fost pur și simplu o sarcină așa, să răsfoiești literatura, să facă cunoștință serios cu ceea ce este în domeniu, știam că e un domeniu destul de complicat și deja a spus cu algoritmii genetici, asta a fost o, să zicem, o ieșire foarte bună din situație. Am efectuat foarte multe experimente pe clusterul universitar, pe calculatoarele noastre, lucrau calculatoarele și clusterul câteva zile, adică câte 48 și mai multe ore. Și până Tatiana a prins iată firul acesta și cu algoritmii genetici a noastră departe. Îi mulțumesc în special domnului profesor Palade că datorită lui la o anumită etapă când am avut extrem așa, nevoie de o susținere, dumnealui ne-a ajutat cu și ne-a povățuit cum să găsim care de a ieși
rezultat final. Se pare că Tatiana va deveni prima doctor în științe informatice la Facultatea de Matematică și Informatică. O să vă pară strană, dar așa și este. Majoritatea sunt doctori în științe fizico-matematice, în științe matematice, avem chiar și în economie, dar nu avem informatică, cu toate că majoritatea la noi sunt studenți la informatică. Deci, Tatiana, mă bucur pentru prestația ta, prestația dumneavoastră și succes mai departe. Mulțumesc, domnul profesor. Domnul profesor Palahniuk. Așa, mulțumesc, vă rog. Metodele de optimizare, teoriei grafilor, teoriei complexității,
și de rezidenție artificială și ale algoritmului genetic. Și noutate și originalitatea științifică a lucrării. Sunt aici câteva puncte, eu menționez numai la sunt obținute noi rezultate originale de ordin teoretic aplicativ, care completează cele cunoscute deja în literatură de specialitate, în domeniul problemelor nelineare de transport. Cercetările efectuate sunt o extindere a teoriei ce ține de probleme nelineare de transport pe rețea cu funcții contrare de post. Sunt soluționate probleme nelineare de transport cu 2, 4 și 5 indice aplicând reduceri consecutive ale problemelor nelineare de transport la probleme lineare. Este demonstrat practic faptul că fiecare din algoritmii propuși generează soluții admisibile locale în timp rezonare. Scopul tezei. Scopul urmărit constă în soluționarea unui șir de probleme nelineare de transport de dimensiuni mari cu funcții concave de cost. Obiectivele tezei. Pentru atingerea scopului propus au fost fixate următoarele obiective. Examinarea algoritmilor existenți de soluționare a problemelor lineare și nelineare de transport, studierea algoritmilor genetici cu posibilitatea aplicării la soluționarea problemelor lineare de transport cu funcții concave de cost, elaborarea algoritmilor pentru problemele lineare de transport și testarea lor în program matematică, estimarea timpului de execuție a algoritmului propus. Cercetările efectuate în cadrul tezei, algoritmii de soluționare a problemelor lineare de transport corespund scopului și obiectivele formulate în introducerea lucrării. Problema științifică soluționată în lucrare consistă în identificarea metodelor de codificare a problemelor lineare de transport, fapt care a condus la crearea unor algoritmi genetici și a unor algoritmi bazați pe reducerea la probleme lineare pentru implementarea ulterioară în soluționarea problemelor aplicative. Rezultatele științifice înaintate spre susținere. Soluționarea problemelor lineare de transport pe rețea cu funcții concave de cost prin reducerea acestei la problemele a programului linear și demonstrarea convergenței algoritmului la un optim local. Codificarea problemelor lineare de transport pe rețea cu una sau mai multe surse și una sau mai multe destinații în baza căror sunt elaborați algoritmi genetici de soluționare. Soluționarea problemelor lineare de transport cu 4 indici și 5 indici pentru reducerea acestora la problema a programării lineare. Pentru fiecare din algoritmii genetici elaborat au fost descriși operatorii de înfățișare și mutare care asigură că prin aplicarea lor se obțin cromozomi cărorile sunt asociate soluții admisibile. Demonstrarea convergenței către un optim local pentru fiecare din algoritmii elaborați. Importanța teoretică a tezei. Este determinată de rezultate obținute la elaborarea algoritmului descriși de iterații polinomiale pentru soluționarea unor probleme lineare de transport. Este demonstrat că algoritmii elaborați convert întotdeauna către o soluție optimă locală în timp rezonare. Rezultate obținute pot fi utilizate în diverse domenii cu aplicații practice. Valoarea aplicativă a tezei. Constă în posibilitatea utilizării algoritmilor propuși pentru rezolvarea problemelor de transport reale și în adaptarea lor pentru o mulțime mai largă de probleme nelineare și extinderea lor în continuare. Rezultatele obținute se pot încadra în unele de discipline opționale predate în cadrul instituției de învățământ superior, fapt ce permite să fie utilizate drept suport în cadrul studiilor de licență sau de masterat. Structura tezei. Mirea este cunoscută, deci teza de dotare este studată reușit, comportamentele dispun de o consecutivitate logică, teza este expusă pe 180 pagini de text de bază și dispun de introducere, 3 capitole, concluzii generale și comandări. Sursele bibliografice conțin 173 de titluri, lucrare integrată, 10 figuri și 20 tabele. În 5 anexe sunt prezentate exemple de aplicare a algoritmului elaborat la soluționarea unor probleme pe transport menționat. Rezultate obținute și prezentate spre susținere sunt validate și publicate în 19 lucrări științifice. Calitatea metodologică a cercetării. Metodologiile cercetărilor ce stau la baza tezei elaborate
sunt suficient de calitative. Teza de doctor în informatică, elaborată de doamna Pașa Tătiană, reprezintă o cercetare valoroasă a problemelor investigate, care s-au concretizat pentru studii coerent, bine fundamentate atât științific și practic. Rezultatele obținute de autor sunt autentice, iar concluziile sunt justificate, dovedite prin calcule analitice și numerice. Algoritmii elaborați și testați în cadrul acestui proiect sunt realizați în limbajul program și implementați în sistemul matematic. Perfectarea și calitatea textului. Lucrarea este logic structurată. Consecutivitatea comportamentului face ca lucrarea să dispună de o formă integrală. Materialul este prezentat într-un limbaj destul de coerent și se citește bine. Lucrările științifice publicate de autor și rezumatul tezei corespund temei de cercetare, ele reflectă pe deplin și corect conținutul tezei. Asigurarea bibliografică. În teză este prezentată o listă bibliografică destul de vastă și diverse în domeniul de cercetare, ce include 173 resurse cu o largă acoperire geografică. Calitatea concluziilor generale și recomandărilor prezentate în teză. La fiecare comportament sunt prezentate concluzii, constatări, iar în unele cazuri și recomandări care ies din conținutul prezentat. Toate acestea sunt logice, concludente, reiese din materialul prezentat și dispun atât din un caracter teoretic științific, cât și cel aplicativ. Concluziile redau adecvat rezultate obținute, sunt descrise posibilitățile de aplicare a lor și eventualele viitoare direcții de cercetare. Corespunderea conținutului tezei cu tema aprobată, publicațiile autorului și rezumatul tezei. Conținutul lucrării corespunde totalmente temei aprobate a tezei și este destul de clar reflectată în publicațiile autorului și a rezumatului tezei. Observații asupra tezei. În general, lucrarea este bine structurată și în ansamblu face o impresie favorabilă. Toate acestea, în rezultatul examinării tezei, sunt să fac următoarele observații. În teze sunt unele exercități stilistice și de terminologie la expunere textului. De exemplu, condiția de necesitate, teoremele 1.5 și 1.7, pagina 27. Algoritmul constă în reducerea consecutivă a problemei de optimizare lineară la o problemă a programării lineare. Are vedere de optimizare nelineară. Asta de ce este scăpare. Aceasta va facilita mai bine înțelegerea de tezi. În comportamentul recomandării doctorantului referitoare la continuare cercetării în profilul tezii, ar fi de dorit să fie menționate și aspectele de elaborare a unor algoritmi care vor permite obținerea soluțiilor optime în cazul în care parametrii numerați nu au valori numerice precise, ci și sunt mărimi fazei și de asemenea să fie luat în considerare aspectul stocastic al elementelor și parametrii rețelei de transport. Observațiile menționate nu afectează valoarea științifică a cercetării specifice în cazul temei tezei date autor Tatiana Pașa. Constatăm că teza recenzată poartă caracterul unei lucrări finalizate de înaltă calitate, care, fără îndoială, poate fi privită ca o contribuție originală în studiul aspectelor teoretice și practice ale metodologiei de elaborare a unor noi abordări și algoritmi ce permit soluționarea unei serii de probleme biliare de transport de dimensiuni mari cu funcții locale de cost. Autoarea acestei teze de doctor în informatică, prin cercetările efectuate și rezultate obținute, a demonstrat că poate formula matematic problema, propune noi metode și algoritmi de rezolvare și le poate fundamenta teoretic, realizează algoritmi scene de calcul cu abordare de inteligență artificială, ce conduc la rezolvarea problemelor în cauze, asigurând astfel un divers global, într-o viziune sistematică, sistematică a problemei tratate de această teză. Consider că teza recenzată
corespunde cerințelor ridicoare în parte de ANACEC al Republicii Moldova către tezele de doctor, iar doamna Pașa Tătiana merită conferită titlul științific de doctor în informatică la specialitatea 22.03 modelare, metode matematice, produse, programe. Mulțumim de atenție. Mulțumesc, domnul profesor! Mă rog, dumneavoastră trebuie să rămâneți la convenții, inclusiv și ce variabile fazei. De fapt, e răspuns. Da, răspuns. Vă rog. Pentru studiile din educație, să fie aplicate în machine learning, care permite o astfel de soluționare unor astfel de probleme. Ceea ce se referă la inexactități, da, este o scăpare și pare foarte rău. Îți corectez. Da, îți corectez, dar nu chiar îmi pare rău așa. Și într-adevăr, acronimele, cred că da, poate, nu știu, mie de, deja mi se părea așa de cunoscută lucrarea, parcă îmi părea cu toți. Nu știu ce vorbesc. Vă mulțumesc mult pentru lucru, pentru că ați studiat teza atât de profund și vă mulțumesc mult pentru aprecierile care mi le-ați dat tezii. Mulțumesc! Domnul profesor, vă rog! Să dau un neasupra ceva, bine de clar, nu sunt. Deci, stimate domnul președinte, stimați membri ai Consiliului, stimată audiență, deci, în urma examinării și evaluării acestei teze, prezint următoarele precise concluzii privind meritul științific și aplicativ al tezei. Deci, în primul rând, aș vrea să mă opresc asupra puțin, asupra bazei teorice a tezei. Deci, este bine cunoscut că un rol foarte important în dezvoltarea științelor aplicative ocupă probleme de utilizare. La rândul lor, metodele numerice de rezolvare a acestor probleme reprezintă în sine un domeniu științific de interes deosebit. Eforturile care se fac în acest domeniu, pe plan mondial, sunt considerabile și în mod continuu apar mult și noi lucrări în cele mai prestigioase reviste de specialitate. Iată, o direcție aparte și de perspectivă este rezolvarea problemelor de natură specifică. Deci aceste probleme, de ce deosebesc probleme de utilizare? Prin proprietăți în funcție un scop, funcție obiectiv și constrângerile, restricțiile care sunt. Iată, și așa se împartă aceste probleme. Probleme programare ideale, probleme de programare convexă, de misiuni mari, deci stocastică. Și iată, pentru aceste probleme, deci de larg utilizare, sunt pe larg utilizate probleme, așa numite probleme de transport, care au mare aplicație și despre spune aplicații, deși în diferite domenii, despre aceste aplicații s-au vorbit mai sus. Dar iată, problema clasică, deci nu se cunoaște, sunt metode efective de rezolvare acestor probleme. În cazul când, în problemele reale, funcția obiectivă, deci este nelineară, și în particular, deci iată probleme care vin de economia acestei funcții, nu că sunt delineare, dar sunt concave. Și deci avem o problemă de optimizat, deci o funcție obiectiv concavă cu niște restricții lineare și încă plus de asta mai adăugăm încă condiții de integritate, deci se întrege aceste soluții. Da? Iată, aceste probleme
deci în mare sunt, fac parte din clasa problemelor în dificil, da? Deci, problema se odiază, nu avem metode efective de rezolvare. Ce face și propune să trateze problema de transport pe rețea cu funcții concave, DICOS, în urma cercetărilor efectuate, autoarea a elaborat și prezentat atât din punct de vedere teoretic, cât și computațional, metode și algoritmi aducând astfel o contribuție la rezolvarea problemelor nelineare de transport. Eu ca și deci, a s-a vorbit și atunci încheiat și noutatea și mocinătatea științifică în care, deși n-am ajuns în prezentatea, de aceea am să mă lucrez doar la două lume de care au fost propuși și studiați algoritmi genetici care generează soluții locale pseudo-optime. Acești algoritmi pot fi utilizat cu succes la rezolvarea problemelor de transport de dimensiuni mari. Sunt prezentate și demonstrate sub formă unitară convergența algoritmilor propuși către soluțiile locale, optimia problemelor de transport. S-a testat și estimat timpul de execuție a problemei, în problemele diferite dimensiuni pentru algoritmi genetici propuși. Iată, subiectele de mai sus menționate sunt de o actualitate științifică practică semnificativă și pot fi utilizate în aplicații economice și industriale, unde utilizarea metodelor și algoritmilor elaborați ar permite sporirea semnificativă a performanței. Deși nu o să mutesc de scopul, a fost scopul tezii, obiectivele tezii și problema științifică soluționată. Deci, în extinderea problemelor nelineare de transport pe rețea cu funcții concave de cost, cercetările teoretice efectuate au condus la elaborarea algoritmului eficient de rezolvare a astfel de probleme. Valoarea aplicată bancării. Cercetările teoretice efectuate sunt de o actualitate științifică practică semnificativă și pot fi utilizate în diferite domenii, cum ar fi proiectarea rețelor telecomunicații, planificarea distribuirii bunurilor și a serviciilor, aprovizionarea întreprinderilor cu materii prime și așa mai departe, și altele. Rezultatele obținute, aș vrea, am menționat și primul oponent, că rezultatele obținute pot fi utilizate la predarea unor discipline opționale din cadrul instituțiilor de învățământ superior. Structura tezei. Teza are o structură bine echilibrată, se prezintă ca un tot unitar și oferă o imagine clară asupra activității de cercetare desfășurate în cadrul tematic și abordate. Lucrarea are 170 de pagini de text, text de bază 180 și este compus din introducere, 3 capitole, concluze și recomandări, surse bibliografice, 20 de figuri, 12 tabeli și 20 anexe. În introducere este argumentată importanța teoretică și practică a domeniului cercetat, se descriu rezultatele obținute publicate în reviste de specialitate și aprobarea lor la conferințe și semnale naționale și internaționale. Capitolul 1 are caracter preliminar, deși în acest capitol se trec în revistă noțiunile fundamentale din domeniul utilizării, deci care apar, deci acele noțiuni care apar frecvent în parcursul, deci atât, capitolul 2 și 3. Deci capitolul 2. În capitolul 2 sunt prezentate rezultatele originale ale autoarei pentru rezolvarea problemelor lineare de transport pe rețea cu sursă și o destinație în care fluxul de produs trece prin toate acele rețele problemelor. Deci sunt propuși, analizați, deci, doi algoritmi, Mința Iaurul și Alizori, algoritmi care permit a reducerea succesivii a problemei cercetate la rezolvarea unui probleme de programare lineară și cu aplicarea calculului secvențial și paralel.
În capitolul 3, sigur, capitolul 3 se preocupă de problema transportului de aer cu funcții concave de post, cu 4 și cu 5 indici. Sunt propuși, atât și capitolul 2 sunt propuși algoritmii de ce am scăpat să spun și indici în acest capitol, deci de semne sunt studiați algoritmii genetici pentru rezolvarea acestor probleme cu 4 și cu 5 indici. În concluzii generale și recomandări sunt prezentate principalele rezultatele tiri și comentate direcțiile de cercetare ulterioară. Cel 12 anexe conțin rezultatele numerice și testarea algoritmilor propuși pentru probleme nelineare de transport, de dimensiuni și cu funcții concave din lucru. Eu am cuvinte de calitatea metodologică a cercetării. În teză sunt utilizate în mod corect procedurile științifice de justificare a rezultatelor, concluziilor și recomandărilor obținute. Suportul metodologic al cercetărilor efectuate de către autoare este bazat pe teoria grafurilor, teoria algoritmilor, teoria complexității, inteligența artificială, metodele de optimizare și algoritmi genetici. Iată, pentru realizarea acestor cercetări a fost necesară consultarea de către autoare a multor surse bibliografice din domeniile respective. Teza are o structură bine echilibrată, se prezintă ca un tot unitar și oferă o imagine clară asupra activității de cercetare desfășurate în cadrul tematicii abordate. Capitolul și lucrarea integrală sunt însoțite cu concluzii clare. Limbajul expunerii este corect, atât textul cât și materialele ilustrative sunt conform ghidului privind perfectarea textului autorului. Bibliografia. Bibliografia conține 173 de titluri, este bine sistematizată, este actuală și pune în evidență clară rolul și locul problematicii discutate. Capitolul și lucrarea integrală sunt însoțite cu concluzii clare, toate concluziile sunt logice, concludente și reiese din materialul prezentat și dispun atât din caracter teoretic și științific, cât și aplicativ, recomandările fiind de perspectivă. Conținutul lucrării corespunde temei aprobate, este și este suficient de bine respectat în publicațiile autorului și în autoreferat. Rezultatele teoretice sunt și rezultatele și practice ale cercetării au fost prezentate la 70 conferințe internaționale și naționale și publicate în 18 lucrări științifice, dintre care 12 lucrări ca singur autor. Lista lucrărilor publicate de autor și autor referatul științific sunt în concordanță și reflectă pe deplin și corect titlul și conținutul tezei. Câteva obiecții asupra tezei recenzate. În general, teza de doctor analizată se constituie ca o lucrare coerentă și judicios elaborată, însă țin să fac și câteva observații care nu afectează în mod negativ valoarea rezultatelor obținute. Aceste observații sunt 1. Expunerea conținutului lucrării ar fi mai clară dacă era prezentată și lista generală a abrevierilor și notațiilor folosite. În teză sunt unii inexactități stilistice și exprimare la expunerea textului. Am adus în vizuală, de exemplu, pagina 9, 9, 28, 38, altă pagină. În pagina 47, în preambul algoritmului AE1, deși este o scăpare în loc de optimizare lineară, trebuie să fie scris optimizarea nelineară. În lucrare, soluțiile inițiale admisibile, ce își prezintă vârful, deși a poliedrul politopului soluțiilor admisibile, se determină utilizând un soft specializat. Ar fi fost binevenit o descriere și o analiză mai detaliată, cum se găsesc aceste soluții inițiale admisibile. Deci, mai principal este care este volumul și tipul de calcul al lor în probleme de dimensiuni mari. Și ultima observație care o fac este necesar, bine, era necesar de a face o analiză comparativă mai amplă,
în termeni de performanță, dintre metodele elaborate și cele existente, care s-au provenit la tipul acolo, deci au dovedit a fi de succes. Încă o dată, mulțumesc, observațiile numărate mai sus au un caracter de discuții și nu sunt din natura de minua esențial semnificația științific și valoarea practică a tezei de doctor. Recomandări referitoare la continuarea cercetărilor în profilul tezei. Ar fi foarte util de continua cercetările pentru rezolvarea problemelor neliniare de transport și cu alte funcții. Deci dumneavoastră să studia funcții, deci nedescrescătoare, concave, parțial linear și separabil, da? Deci dar fi, deci poate funcții, cum ar fi, deci funcții pătrate de funcție. Iată, am avea o problemă de programare de pătrat, că nu intră în care, deci, o direcție nouă sau de actualitate, este că aceste probleme pot fi relaxate sau dus la probleme, așa numite probleme de utilizare semidefinite. Semidefinite sau, deci, conică, da? Și pentru care avem suciul elaborația lui și sunt cercetați și elaborația lui. De perspectivă ar fi extinderea algoritmului cercetat în rețele dinamice, da? Și utilizarea tehnicilor fază. Și în final, concluzii finale. Teza de doctora doamnei Pașa Tatiana, intitulată Algoritm de soluționare a problemelor lineare de transport, se înscrie în domeniul actual al cercetărilor cu importante rezultate teoretice și practice, aduce contribuții originale la rezolvarea problemelor neliniare de transport. Teza elaborată reprezintă o cercetare științifică valoroasă a problemelor investigate, care s-a concretizat într-un studiu coerent, bine fundamentat, atât științific cât și practic, și corespunde cerințelor înaintate de an acel către teza de doctor. Ținând seama de toate aprecierile care au fost evidențiate mai sus, consider că doamna Pașa Tatiana, autoare acestei teze, merită de a-i se conferi titlul științific de doctor în informatică la specialitatea 122.03, modelare, metode matematice, produse programe. Deci a fi semnat în data de 2 decembrie. Vă mulțumesc. Pașa, vă rog, spune domnul profesor, vă rog. Dar nu voi avea oricum un strict
sunt sigur că să avea 37.000 de variante. Da, nu știu cât e de real, așa. Să-ți comparați. Da. Mulțumesc mult și o să am o idee tot ceea ce mi-ați recomandat să pe parcurs să lucrez în continuare în acest domeniu. În următoare teză. Vă mulțumesc. Discuții asupra celor relatate de doamna Tatiana Pașa. În primul rând, eu dau cuvânt, le dau cuvânt celor care sunt la distanță. Vrea cineva să vorbească? Și a adunat foarte multe cunoștințe bibliografice
vă ajute în această evoluție, pentru că cercetarea trebuie cunoscută într-o carte de circulație internațională. De asemenea, vreau să mai spun că aceste sisteme pe care le-am studiat, problemele acestea neliniare, le tratez și eu în cadrul unui curs de master la studenții noștri de la automatică și sisteme inteligente și sunt problemele foarte, foarte complexe. Faptul că sunt aceste aplicații practice aduc un plus de valoare și, să zicem, de atracție pentru partea inginerească, pentru că noi vrem întotdeauna aplicații practice. Deci, chiar și eu consider interesante o parte din ele să le pot introduce curicula noastră de inginerie la problemele de teoria sistemelor care le țin eu. În concluzie, eu sunt foarte mulțumită și remarc tot ceea ce a făcut Tatiana în cadrul acestei teze și ea s-a așat pe toate realizările obținute și a jalonat foarte mare claritate drumul pe care îl parcurge și și-a atins obiectivele, dar mai are și ținte pentru viitor. Doresc să o felicit pe candidată, pe Tatiana și pe coordonatorii săi științifici pentru munca deosebită în cercetare științifică și în lista de publicații. Consider că merită cu prisosință titlul de doctor în informatică la Universitatea de Stat la Mărăcolo. Mulțumesc, doamna profesor! Mulțumim pentru apreciere! Vă rog, doamne! Nu vreau să pierdă salariul. Da.
Și noi am tot convinși, dar foarte dezvoltați, foarte bine pregătiți. Știți, e o durere în suflet că cu atât mai valoros este evenimentul de astăzi, pentru că este foarte bun. Și aici vreau să mai subliniez încă un eu mă aud, așa s-a întâmplat, că fiind tânăr specialist, asta a fost una din primele teme care ținea de problema transportului. Sigur că eu am făcut o încercare de a rezolva niște probleme concrete din punct de vedere practic, pur aplicativ. Și după ce am scurt timp, nu m-am ocupat mult timp, dar că toată viața m-am ocupat de informatică aplicată, în scurt timp m-am ocupat de alte probleme și am rămas până acum cu ideea că problema aceasta e așa de simplu cum era acum. Eu recunosc că astăzi, că studiind lucrarea aceasta, am aflat multe lucruri foarte interesante pentru mine, că problematica aceasta este mult mai complicată decât în părere de atunci. Și să vă tine, în felul de pare totul simplu. Mi-a plăcut mie aici că eu nu o să vorbesc despre notat științific, că s-a vorbit foarte detaliat și în prezentarea doamnei Pașa. Bine au vorbit, au evidențiat notat științific și aplicativ cu domnul referent social. Deci nu are rost să repetă, dar vreau să subliniez doar una. Mi-a plăcut aceea că toate ideile reci care sunt aici formulate sunt prezentate în formă de algoritm. Eu mă ocupat și de niște probleme foarte complicate care țin de procesare limbaj natural, mai ales că următorul, al doilea milion, al treilea, în special. Acolo ești fericit când ajungi la un algoritm, măcar foarte aproximativ de a rezolva ceva. Ai luat un algoritm, înseamnă că ai rezolvat problema cel puțin la nivelul care ți-l ai propus. Deci eu, ca informațian, văd teza de astăzi foarte convingătoare din punct de vedere că toate ideile sunt prezentate în formă de algoritm. E, și din punct de vedere științific și din punct de vedere aplicativ, lucrarea este foarte convingătoare. Singurul lucru ce mi-a rămas, că nu e ca observație, dar poate s-au schimbat cerințele, dar în referat m-am văzut compartimentul valoare aplicativă a rezultatelor. Eu știu că aici, întotdeauna, acolo, sus, cum arată, cereau compartimentul ăsta, cât mai mult teza aceasta. De însăși, denumirea tezei, clar că e orientată la obținerea unor rezultate aplicative foarte importante și ele sunt obținute. E bine, asta nu e ca observație, pur și simplu mi-am pus o întrebare, dar asta. Eu aici vreau să subliniez încă ceva. De obicei, eu am o imagine că eu vorbesc foarte puțin despre lucruri pozitive într-o teză, că despre asta am vorbit doctoratul, vorbesc referența oficială și vorbesc pe ceilalți. Mie îmi plăcea să evidențiez niște rezerve care pot fi folosite, pot fi dezvoltate și mai departe. Eu astăzi, adică am ajuns la nivelul când vreau să-mi schimb imaginea. Vreau să nu numesc nici eu cât mai mult fie nu sunt. Formale de cele care au fost formulate aici, ar putea să găsim orice teză. Și în propriile noastre teze și mai departe, adică nu există lucrare în care să există o singură cale de soluționare. Și în viitoare de lucrări. Da, da, sigur. Adică asta e ceva normal și de ce eu considerat că nu trebuie să mă leg de problemele astea etnice, adică totul acum nu influențează valoarea științifică care e destul de convingătoare. Cel mai important, eu spun cu publicațiile aici, anume astăzi, și nu numai numărul de publicații, 19, dar calitatea lor. Două, în cea mai vestită, cea mai apreciată revistă științifică, informatică, Computer Science Journal of Moldova. Una dintre care e de un singur autor. Eu cred că asta e o apreciere foarte înaltă, pentru că este un filtru adornat ca revista aceasta, Computer Science Journal of Moldova, în parte categoria e un filtru și un criteriu de apreciere foarte înalt. Cu atât mai mult, mai sunt este internaționale. Revistele internaționale, revistele care sunt ale universității. Deci, eu cred că unii care prezintă teze de doctor habilitat ar fi fericit să aibă atâtea lucrări, nu că după număr, dar după calitate. Ea ca calitate ce cu revistele, nu în publicație, este mi se pare că aici numai, văzând numai lista aceasta, noi am putut vota fără să mai discutăm rezultate. Deci, concluziile de bază sunt următoarele. Teza de lucrare completă, asta eu o să citesc că e partea concluziei care trebuie. Inclu
tipul de rezultate valoroase corespunde cerințelor în aceea și așa mai departe, de fapt, țintele este că sunt cerute de aceea, că sunt reglementate, ele toate sunt și sunt la un nivel de sănjena. Consider că, doamna, așa, de mult, după toate lucrurile care sunt publicate, eu cred că aici e situația că dumneavoastră am cam întins-o cu prezentare, trebuie să o prezint în mult mai grav. Dar trebuie să formulez mai și pentru că domnul specialist, un cercetător științific deja foarte bine format, cu rezultate foarte bune și merită titlul de doctor în informatică. La specialitate care e dedicată acolo, ca să nu mă numesc. Eu vreau să felicit și atât pe doamna Pașa, cu rezultate bune, cât și conducătorii științifici, și domnul Gurean și domnul împreună s-o Vă mulțumim, domnul profesor. Pentru aprecieri și neapărat pentru studiile în domeniu, pentru a nu lăsa din cât înțeleg, sunt domenii unde se poate de aplicat și aceiași algoritmi genetici și alte metode moderne pentru a soluționa probleme complexe. Eu voi încerca să realizez acest lucru în altă lucrare. Vă mulțumim. Domnul profesor Căcățâne. Domnule, domnule președinte, Consiliul Științific Specializat, onorați colegi, în cadrul cercetării doctorale au fost propuse modele, metode matematice și propuse programe originale destinate optimizării problemelor de legare de transport și rețele de dimensiuni mari. Aceste probleme sunt NP complete, soluționarea lor pe calculator solicită volume considerabile de memorie. În aceste cazuri și tipul de execuție nu se încadrează în intervalul de timp așteptat de către utilizatorul final. De exemplu, eu am făcut experiență cu alte clase de probleme, știam acum ore pentru care el vom aștepta un an, soluție pentru care el vom aștepta 100 de ani, iar pentru care el se poate aștepta și 1000 de ani. Deci soluția poate fi aproape, fiindcă având în vedere că datele totul sunt incerte și neprecise, neexacte, și soluția nu mai este chiar aceea teoretică, nu mai este chiar aceea optimală. Și de aceea se poate de acceptat niște soluții rezonabile și în timp rezonabil. Pentru a depăși aceste dificultăți care au fost menționate, deficitul de, adică probabilitatea de dificil de memorie și de timp, doamna Pașa Tatiana, în cercetare doctorată, a combinat metodele teoriei grafurilor cu tehnicile de elaborare a algoritmilor genetici. În cadrul cercetării științifice s-a reușit elaborarea unor algoritmi genetici originali specializați în soluționarea problemelor nelineare de transport de dimensiuni mari. Algoritmii genetici sunt inspirați de genetică și apelează la factorul aleatoriu. Un student, adică un profesor care era la perfecționare, a spus când e vorba de aleator, cei ce e aleator, ăsta e de la Dumnezeu. Algoritmii genetici reprezintă direcții de inteligență artificială care automat construiește, în baza formulării problemei și cunoștințelor domeniului de cercetare, elaborează algoritmul și oferă soluția automată. Algoritmii genetici demonstrează că până și factorii aleatorii pot fi folosiți în construirea automată a algoritmilor de automatizare a problemelor nelineare de transport, discutate în cercetare și nu numai acestor clase de algoritmi. Algoritmii genetici nu sunt capricioși referitor la proprietățile funcțiilor de optimizat, cum ar fi continuitatea funcțiilor și a derivatelor acestor, cum o solicită alte metode convenționale.
Am văzut că genetici pot accepta diverse forme de prezentare a funcțiilor de optimizat, analitică, tabelară sau eventual și sub forma de componente soft. Algoritmii genetici nu se blochează în punctele extremale, locale, ale funcției de optimizat, mărcătate, înainte numai se ameliorează soluțiile obținute în cadrul unei populații. Populația următoare va fi cel puțin la nivelul sau la nivelul calității generației precedente sau și mai bună. Algoritmii genetici nu garantează soluția ideală, optimală a problemei formulate, dar garantează soluții admisibile în timp rezonabil, soluții admisibile în timp rezonabil. Doamna doctorandă a elaborat 11 algoritmi genetici originali pentru rezolvarea problemelor nelineare de transport cu 2, 4 și 5 indici, pentru una și mai multe soluții și câteva destinații. Algoritmii genetici elaborați au fost validați. În cercetările ulterioare, eu propun ca de folosit eventual și metoda gradientului, acolo unde pot fi, poate fi folosit bisexuale și segmentele cele unde poate fi folosită pentru fortificarea operativă a populației obținute. Deci, dacă s-ar obține și această încrucișare sau hibridizare, atunci mie mi se pare că algoritmul genetic ar trebui să obțină mai rapid calități mai bune de populație. Dacă concluzionăm, atunci teza de doctor este prefertată într-un limbaj științific de înaltă calificare, din înaltă calitate. Teza de doctor informatică, algoritmii soluționarea problemelor nelineare de transport, prezintă o lucrare științifică finalizată, cu semnificație teoretică, originalitate, actualitate, noutate științifică și valoare științifică practică. Teza respectă toate rigorile înaintate față de acest tip de lucrări, iar autoarea lucrării, doamna Tatiana Pașa, merită conferirea titlului de doctor informatică, specialitatea 122.03, modelare, metode matematice, inclusiv program. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul profesor! Vă rog, doamna Pașa! Mulțumesc și eu, domnul profesor! Și pentru o recomandare de cum ar putea îmbunătăți algoritmii deja realizați. Mulțumesc! Domnul profesor, Arnaud! Algoritmi genetici. Eu, de fapt, nu
nu degeaba am pus întrebarea aceea atunci când am pus-o referitor la gradient și la Hesean, pentru că așa din expunere algoritmul și domnul Căpățel, tot acum anterior a spus, algoritmii genetici par un fel de panaceu, da? Dar mie, de fapt, îmi pare că algoritmii genetici sunt poate un panaceu într-adevăr, dar este și o artă, pentru că, da, există cromozom, da, există tăiere, da, există mutații, dar probabil modelul acela, deci a cromozomului, trebuie să-l structureți, să-l creezi și din motivul ăsta, dacă îl creezi normal, deci probabil obții și niște rezultate bune. Dacă nu, înseamnă că nu prea, pentru că în teză sublinează cromozom care oferă soluții admisibile și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu mă gândesc că domeniul ăsta, deci într-un fel, deci, parcă e simplu, dar nu chiar așa de simplu. Desigur că domnul Ostaș a spus că nu vrea să menționez niciun punct negativ, dar într-un fel, de ce să nu... Voia lui. Da, desigur. De ce să vă spunem că, desigur că lucrarea, probabil, oricât de mult o lucrez, întotdeauna, deci undeva o să fie niște momente negative, dar iarăși momentele astea, deci încă o dată, deci ele nu șterbesc prin nimic esența lucrării. Deci eu am observat și eu unde, anume la nivel de gramatică, deci lucrări, chiar pot să aduc exemple, algoritmii acolo, deci în context, lipsea de ceva. În sensul că știți că plăi de este automat, am impresia că autoarea a trebuit să redacteze de mai multe ori textul, fiindcă a avut un parcurs, s-a început într-o direcție și a schimbat o leacă direcția sau s-a mai făcut ceva, și deci a trebuit să intervin în textul celălalt și știți, să intervenind în text, poate pare că faci bine, dar câteodată se mai întâmplă că nu observi ceva. Și din motivul ăsta poate să apară așa scăpări, într-un fel. În rest, eu consider că lucrarea merită fie apreciată la justă valoare și deci autorului să-i se conferă titlul deci, de doctor în informatică. Și specialitatea e foarte bună. Deci modelare există, metode matematice există și produse programe există. Deci nu mai puțin, deci că eu mă gândesc, da, desigur că există teoremele, dar probabil pentru a face programele celea și pentru a face calculele celea și a face toate deci, experimentele celea, deci trebuie și timp și deci asta tot trebuie apreciat la justă valoare, mai ales că vorbim despre doctor în informatică. Domnul profesor, vă mulțumim. Domnul profesor Izvoian. Eu n-am văzut prea mare obiecții, așa că... Am vrut să-i mulțumesc domnului Iacob și să spun că, într-adevăr, a observat foarte bine când este o dezvoltare. Am început de la ceva, când am văzut că se poate și mai bine și foarte... Vă mulțumesc mult. Deci, în teza dată, doamna a formulat problemele, a găsit, mă spun, practicările cele mai bune pentru a obține careva rezultate în cazul dat. Eu aș vrea, eu vreau din domeniul cu sistemul penal și mă întâmplă când vrem să obținem mai rezultat, să știm nou și propunem, deci apelăm la acele metode care există ca să determinăm eficacitatea metodei propuse. Deci eu cred că viitorul dumneavoastră puteți demonstrați lucrurile acestea, nu domnul Mardion, de mințime de lătiri mai mici, utilizând alte metode, alte lucruri, ca să demonstrați în urmă eficiența acestei metode propuse. Bun. Și de general, eu mi-a plăcut teza, sunt formulate problemele matematic, sunt simulate rezultate obținute pe modele de dimensiuni destul de mari, când vorbim de mii, de indici și așa mai departe. Deci teza corespunde cerințelor unei de la CEC,
Deci, doamna doctoară, rezultatele obținute merită să se confere titlul doctor în știință în domeniul informatice la domeniul 122.03, modelare, metode matematice și modul spregat. Toate aceste componente trebuie să există. Felicitări, doamna. Mulțumesc, domnul profesor. Membrii Consiliului Științific Specializat, stimați conducători științifici, stimați referenți oficiali, îmi face deosebită plăcere că astăzi asistăm. Masca dați în voie! Care de doctorat în informatică, care atrage atenția noastră și scoate în evidență o tematică destul de importantă pentru noi. În primul rând, primiți sincere felicitări, Tatiana, precum și conducătorilor științifici, domnului Umbreanu Valeriu și domnului Florin Palade, pentru o astfel de realizare frumoasă. În al doilea rând, îmi exprim aprecierea pozitivă a întregului demers investigațional. Lucrarea de față prezintă un model de îmbinare a traseului matematic și informatic, o alternativă a metodelor clasice de rezolvare a problemelor neliniare de transport cu ajutorul calculatorului, introducând algoritmii evolutivi, a căror formulare a fost inspirată din evoluția naturală și care își găsesc o largă utilizare în căutarea de soluții, optimizare și învățare automată. Algoritmii genetici au nevoie de mai puține aproximări în rezolvarea problemelor, deoarece lucrează în mod direct cu reprezentări ale soluțiilor în calculator, eliminând necesitatea obiectelor matematice intermediare. Drept caracteristică centrală a acestor algoritmi prezintă autoadaptare, care urmărește descoperirea și exploatarea proprietăților specifice instanței problemei. Decizii sunt luate în mod probabilist și mai multe soluții bune pot fi returnate. Prin urmare, sursa de inspirație și motivarea utilizării algoritmilor genetici în rezolvarea problemelor de căutare și optimizare propuse prezintă anume calculul evolutiv, ceea ce oferă actualitate temei tezei propuse spre examinare. Introducerea lucrării prezintă o incursiune sucintă a problemelor cercetate, descrie situația în domeniul dat, candidata la titlu reușind să argumenteze alegerea temei de cercetare și actualitatea acesteia, stabilește și formulează problema cercetării, scopul și obiectivele acestei cercetări. Cele trei capitole ale tezii tratează pe deplin tema, obiectul și scopul cercetării expuse, paralel cu metodele și premisele investigaționale, atribuindu-i cercetării un caracter complex prin sintetizare de cunoștințe dintr-un șir de teorii, principii și abordări teoretice, din domeniul atât matematic cât și informatic. De asemenea, sunt elaborați algoritmi eficienți care au demonstrat că pot fi aplicați în soluția unui spectru larg de probleme practice. Sunt descrise detalii de implementare pentru rezolvarea de probleme și sunt expuse rezultatele experimentale. Rezultate teoretice explică modul în care algoritmii genetici efectuează căutarea și ajung la convergență. Sunt evidențiate proprietăți ale problemelor prin care algoritmii genetici depășesc prin performanță alți algoritmi de soluționare a problemelor de, transport. Sunt trecute în revistă unele modificări ale algoritmului genetic clasic, adaptarea reprezentării, scheme cu presiuni de selecție, operatori de genetici modificați. Concluziile generale ale tezii emit afirmații ce țin de procesul de cercetare din cadrul tezii de doctor și aspectele aferente temei de cercetare. Este de remarcat lista amplă de resurse bibliografice indicate, 173 la număr, faptul ce ilustrează munca asiduă a doamnei Pașa. Și elaborarea tezii,
aceasta fiind și un rezultat al experienței voastre în activitatea științifică a dumneiei. Rezultatele cercetării examinate au fost diseminate de asemenea în 31 de lucrări științifice, în cadrul revistelor de specialitate, dar și în cadrul conferințelor internaționale și naționale la care autoarea a participat. Ținând cont de cele expuse, deci de abordare și logica argumentării și expunerii, de algoritmii elaborați în cercetare, vreau să menționez că lucrarea algoritm de soluționare a problemelor nelineare de transport prezentată de doamna Pașa corespunde cerințelor regulamentului de elaborare a tezelor de doctor în informatică. Referatul redă corect, complet conținutul tezii și în concluzie îmi exprim convingerea că teza elaborată de doamna Tatiana Pașa a creat suficiente valori teoretice și aplicative, fapt pentru care consider că merită să îi se acordă titlul științific de doctor în informatică, specialitatea 122.03, modelare, metode matematice și produse program. Succes! Vă mulțumim! Îmi permiteți eu să salut. Da. Stimați colegi, deja noi lucrăm mai mult de două ori și ceva. Asta arată de o parte interesul față de tematica tezei. Ați observat că eu am schimbat masca și spune că după două ori trebuie de aruncat și pe tine. În fond, ceea ce ne-a prezentat și astăzi doamna așa, e o lucrare frumoasă, o lucrare care de mult probabil era așteptată și ceea ce facultatea în sfârșit avea primul doctor în informatică, și asta e o glumă, în fond, fiindcă mulți din, au venit în informatică din matematică. Majoritatea cei care stau aici din matematică, au venit din informatică. E o teză bună, o teză care, în care sunt lucruri frumoase. Toți colegii au vorbit și au vorbit destul de clar, frumos, dar eu totuși nu pot să nu spun multe lucruri. Cred că ar fi meritat de a argumenta prioritățile algoritmului generici. Pentru că toți știu de cred că 20-30 de ani în urmă se trecea de la probleme nelineare, încercare, o aproximare linearizând, asta se făcea. Dar ceea ce ați reușit dumneavoastră e un lucru foarte frumos, mare, dar dacă ați făcut o schemă a acestor probleme, cum trece de la una la alta, doar ați 6 algoritme, aveți, da? Arătați de la unul la altul, atunci, dintr-o dată, ceea ce au propus profesorii care au vorbit acum și domnul profesor Vasile Moraru, ne cunoaștem de mult, și ceilalți care au vorbit, îndată se vedea cum puteți extinde cercetarea dumneavoastră de la v-ați făcut pe viitor. Aici ai făcut totul bine, dar n-ar fi fost rău dacă ai fost și lucrul acesta. Fiindcă altfel s-a primit că ați descris, este algoritmul 1, aia, 1, aia, nu știu, tot așa. Și atunci trebuie un efort suplimentar ca să vezi legătura între dinții. Și de ce ați dat de la unul la altul? Bine, asta e părerea mea. Asta clasificarea și eu n-am mai de chestii legate de greșeli ortografice sau ceva, asta la fiecare este, rămâne chiar în cărți publicate, sunt. Așa că
Iar ceea ce ați făcut dumneavoastră, e clar că după ce ați citit la 10 a 20 a oară, e cum nu știu mai observă. Ce ați trecut, mai trece. Cineva dă proaspăt, dacă e, atunci o să poată. Cel care autorul nu vede. Deci ce în memorie nu ține cum. Da, probabil asta e. Deci, ca și ceilalți colegi ai noștri, aveți prioritate că să aveți specialiști de forță în Consiliu și vă obicea că nu mi-am cunoștință de cauză. Eu voi susține și eu acordarea titlului de doctor, dar acum, practic, mi-am terminat cu discuțiile. Dacă nu sunt cineva din cei care... Nu mă întrebare. Vă rog! Atrage atenție că în teză, adică în referat, sunt indicat nu? Și lucrurile de aici, de acum, ies și în hotărâre și în 31. Și cu asta? În hotărâre, vreau, e firesc. În hotărâre, ba mai mult chiar eu m-am produs acolo, că domnului n-a pus ce s-a pregătit, nu s-a pus că două lucrări într-o revistă, recenzat Scopus și Clarivet, la Nicuț. Scadă, Science, cum se spune. Mă scuzați, asta nu, e revista în care Dumnezeu a publicat. Da. Sunt diferențe mari, 31 și 19, deci nu sunt indicați și el va fi lucrurile. 19 articole acolo scrise. Domnul profesor, eu am citit și eu acel articol. Bine, nu insist. Iar ce spune? Ei a spus, cum era spus la început, 4 articole peste hotare. Nu întotdeauna ai fi peste hotar, dacă ați făcut la Vinița, e mai bun decât computer size în Chișinău. Da, da. Credeți-mă. Cere. Și ABCD, cere. Monografie de peste hotar. Da, pe urmă, pe urmă, articole în Chișinău, articole în Web of Science și Scopus, după asta A, B și C și mai bine. Da. Deci este o anumită clasificare. Aici, Dumnezeu, are două articole publicate în... Corect. Noi nu prea mult de reviste, în Moldova avem de genul ăsta. Asta sunt mai mult solicitări, o obiecție. Cu asta, în regulament spune că acum merge Consiliul, trebuie să se retragă într-un cabinet sau cumva... Noi ne retragem. Noi avem un membru. Domnul Catmician, noi ne retragem. Noi ne retragem. Mulțumesc că ați spus. Votarea trebuie să fie secretă. Stimați colegi, îmi pare că am lucrat foarte productiv, lung, dar productiv, și mi se pare că ceea ce am examinat... Produs și calitativ. Calitativ și productiv, tot ce s-a făcut, s-a făcut în limitele legii, în limitele în limitele științei și valorii științifice. Doamna, vă anunț rezultatele, dumneavoastră tuturor care anunț rezultatele, votul dumneavoastră, vi se conferă titlul de doctor în informatică și vă felicităm din suflet. Dumneavoastră ce aveți de spus și cu asta te-am vreau. Vreau să vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră comisii, Consiliul, care de fapt mi-a fost foarte mare, studiind rezultatele și apreciind cât de înalt rezultatele cu care. Mulțumesc! Pe microfon. Vreau să aduc mulțumire în special Consiliului, care au lucrat foarte mult asupra tezei, au apreciat rezultatele și mi-au dat ca o aprecieze în Africa. Dar toate aceste rezultate nu le-aș fi obținut dacă
științific, care m-au ghidat, m-au urmat astfel încât să ajung la această zi, la acest moment. Au fost momente când parcă îmi părea că nu sunt soluții, când parcă soluții deja erau, fost alte momente deja prin care credeau că gata, nu mai am putere, nu mai pot, dar de fiecare dată am fost susținută și de conducător și de unii colegi de catedră. În special vreau să-mi mulțumesc foarte mult, îmi pare rău că taman acum am noi, dar soțul și piciorul au fost acei care îmi spuneau, Tania, cum? Ai vrut să spun aici? Încă leacă. Îi mulțumesc foarte mult lor. Am omis o grafă mică. Proiectul de... Ați primit toți? Da. Nu, noi, dumneavoastră, ați primit. Da. Primit. Am făcut-o de la bun început. Care de dumneavoastră trebuia să le spun pe ei. Eu n-am observat nici o obiecție. Dacă sunt... Aici sunt la mine de asta două litere. Două litere îi corectăm. Mulțumim! Două litere îi corectăm. Cuvântul n-am făcut. Nu am nicio. Da. Deci, grafa e făcută de rete de mare, da? Poate fi la orientare. Noi am avut o... S-a anunțat, doamnă. Da, da. Deci totul este... Încă o dată, dar mai mult sau mai mare. Dar cum vreau să vă spun. Unul din conducătorii, doamne, așa, îl cunosc din clipa când a terminat Universitatea de Stat de Moldova. Valeriu Bungureanu, profesorul Bungureanu, am lucrat împreună într-un grup. Mi-a spus conducător. Am fost cel care l-a trimis la doctorantură, la stagiere, la profesorul Iudin. Da. Cei care se ocupă de programare știu cine este. Am continuat și mai departe și el mi-a plăcut foarte mult ceea ce a făcut dumneavoastră cu Wolframul. Îmi place ceea ce a făcut, a publicat monografie. Îi doresc lui succes și așteptăm de la dumneavoastră, domn profesor, unele rezultate mai palpabile. Aveți, noi le cunoaștem. Îmi place că dumnealui publică, a publicat foarte multe lucruri în computer science în Moldova. Eu cred că nu vă pare rău de asta, că asta e o revisă de acum în Moldova, printre puținele care au web of science în Scopus. Deci aia felicitări pe unul. Și cel mai mult, eu n-am știut. De ce? Îmi cer scuze, dar dublul bunel, asta de acum, e ceva. Da. Felicitări! Mulțumesc!